Pandemia de coronavirus a adus spitalele într-o situație deosebită, nu doar din punct de vedere al serviciilor medicale pe care le oferă, ci și în ceea ce privește cadrul legal în care își desfășoară activitatea. În ședința de ieri, guvernul a aprobat prelungirea unor contracte cadru care reglementează activitatea spitalelor și, foarte important, a celor ce privesc programele naționale de sănătate, care păreau să fi trecut pe un plan secundar din cauza noului coronavirus. Contractul cadru pentru acordarea serviciilor de sănătate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care în mod obișnuit trebuia aprobat anual până în luna mai, a fost prelungit prin hotărâre de guvern aplicabilitatea acestui contract cadru până la 31 decembrie 2020. Aceeași măsură a fost adoptată și în cadrul programelor naționale de sănătate, desfășurate atât de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cât și de către Ministerul Sănătății. O altă reglementare foarte importantă pentru spitale este cea privind decontarea cheltuielilor ce au legătură cu tratarea pacienților cu SARS-CoV-2, dar și cu materialele de protecție folosite, acestea nefiind incluse în normativele de până acum. Un alt act normativ a fost adoptat în acest domeniu pentru a reglementa situația cheltuielilor deja efectuate ca urmare a măsurilor de limitare și a răspândirii infecțiilor cu coronavirus și de tratare a persoanelor infectate cu acest virus, astfel încât unitățile spitalicești să poată deconta aceste servicii medicale prestate pe perioada stării de urgență la nivelul efectiv realizat al serviciilor în această perioadă. Totodată, prin această reglementare se asigură și plata angajaților din spitalele COVID, serviciile oferite de aceste unități medicale nefiind incluse în contractul cadru prin care se decontează de către casele de sănătate prestațiile medicale pentru pacienții infectați cu noul coronavirus.